Salutare tuturor! M-am trezit de dimineață, mi-am băut cafeaua și am pus pe cap pălăria cea bună. Și m-am urcat într-o mașină despre care un bun prieten de-al meu spunea că nu știu cum e să ai bani mulți, dar știu cum e să conduci o mașină de om cu bani mulți. Așa era? Cam așa? Așa era. Cam așa era. Este o mare onoare și o mare plăcere pentru mine să testez cea mai potentă și cea mai frumoasă mașină de anul ăsta, pe care am avut-o până acum la test, seria 6 Cabrio, cu o minunăție de motor V8 sub capotă de 4,3 și vreo 460 de cai putere. Asta doar așa ca să faceți o idee despre ce vorbim, însă când treci efectiv la condus, îți dai seama că mașina asta este mult mai mult decât ți-ai putea imagina, deși te aștepți la ce e mai bun de la un seria 6. Hai să o conducem. Mi-am pus pălăria pentru că avem la îndemână o decapotabilă. Nu o să merg foarte tare ca să nu rămân fără ea. Dar bate soarele și la clima de la noi, sigur faci insolație într-o astfel de mașină decapotată. Însă ce plăcere mai mare decât să ieși pe stradă cu o astfel de bijuterie și toată lumea să se uite după tine. Pentru că dacă ieși oriunde și în București sau în afară, în seria 6 Cabrio, cu siguranță toată lumea se va uita la tine. Nu trebuie să fii vedetă. Pur și simplu trebuie să te urci în mașina asta. Din momentul acela devii interesant. Oamenii te vor urmări cu kilometri, să-ți facă poze, să te filmeze și nu vorbesc din imaginație. Însă, dincolo de aspectul exterior, care nu mai merită prea multe descrieri, acum vă spun în paranteză, fosta serie 6, nu mai spuneți la nimeni, e secret, nu mi-a plăcut ca design. Era prea altceva, prea puțin ciudat. Cred că era o chestiune de gust pentru cei mai mulți să te uiți la mașina aia și să-ți placă. Însă noua serie 6 este mai puțin exagerată, este puțin mai cuminte în termen de design, dar reușește să rămână în continuare o prezență absolut fantastică. În primul rând, este ascuțită, tăiată, are liniile acestea foarte clare și este decapotabilă. Și este o decapotabilă mare, nu este o decapotabilă obișnuită și mai este și una foarte sport. Dacă hai să vorbim despre sport, nu o să intru în foarte multe detalii tehnice pentru că o să le auziți la fel la prezentarea de la seria 5. Din punct de vedere tehnic, pe dedesubt, majoritatea componentelor sunt similare cu cele de pe seria 5, începând cu transmisie, cutia de viteze este în 8 raporte cu dublu ambreiaj, setările de suspensie sunt similare, toată electronica din bord, spre exemplu sistemul de asistență la menținerea benzii, am head-up display, cruise control adaptiv, toate nebunile. Lucrurile astea sunt tot ce are mai bun BMW și le-a pus pe toate și pe mașina asta, astfel încât atunci când ai ajuns la 60-70 de ani și ești milionar cu bani mulți în bancă și vrei să îți faci o plăcere înainte să pleci din lumea celor strâmbi, lumea celor drepți, să știi că ai condus ce e mai bun și mai frumos. Iar seria 6 este cu siguranță una dintre cele mai frumoase mașini făcute vreodată. Din punct de vedere al dinamicii, trebuie să vă spun că mașina asta rupe aderența din foarte multe poziții și din foarte multe puncte de vedere. Norocul electronic acesta extrem de avansată care a fost instalată pe mașină, pentru că altfel fiecare demaraj însemna un tetac, adică te-ai învârti ca un șoarece în jurul cozii, pentru că are atât de mult cuplu și atât de multă putere, încât este aproape incontrolabilă de un șofer amator, ba chiar și de un profesionist. În momentul în care pleci de pe loc, tentația este să faci așa. Și mașina va decola. Dacă nu ar exista electronica aceasta, nu ai putea să o controlezi. Vă garantez lucrul ăsta. Am mers în mașină cu pilot de raliu care îmi spuneau că motoarele acestea V8, cum este cel de 4,3 de pe această mașină, este absolut sălbatic și așa este. Este un motor absolut excepțional. Dar într-o mașină decapotabilă cu centru de greutate jos, destul de greuță așa, și cu propulsie, adică cu tracțiunea pe spate, este foarte greu să o controlezi, pentru că mașina va avea o tendință de a, vă spuneam, de a pleca în această rotație și este imposibil pentru un amator, exact cum vă spuneam. Dar electronica o ține pe traiectorie și chiar dacă pleci de la zero, ceva de genul ăsta, cu pedala la fund, ține traiectoria fără probleme. Rupe aderența până spre 80-90 de km la oră. Dacă mai treci peste o denivelare, o va rupe din nou. Și există riscul chiar să plece de pe traiectoria ideală. Însă,
E ținută sub control, încă o dată vă spun, de electronică și mai bine așa, pentru că marea majoritate celor care o vor conduce se vor bucura de potența motorului doar ca să facă cât un demaraj de la semafor sau ca să-l depășească pe cel de pe banda întâi. Sau poate că mai ajungi cu mașina asta și pe automan, unde să te bucuri cu adevărat de ea așa cum merită, sau duci până spre 260-70 de km la oră. Sunt convins că poate și mai mult decât atât. România nu este o țară pentru așa ceva, din mai multe puncte de vedere. Nu sunt doar drumurile de vină, ci și praful. Mașina aceasta e o durere de inimă să o vezi cum adună praf pe bordul ăsta din piele în traficul de bucureștean sau pe centură, cum am mers eu acum. E, cum să zic, aproape că îți bagi joc de mașina asta. Nu merită așa ceva. O mașină de genul să se conduce într-o țară cu o climă civilizată, unde nu vei face insolație dacă mergi mai mult de jumătate de oră cu mașina decapotată și unde nu există atâta praf. Eu prefer să fac insolație. Da? Prefer să fac insolație? Unii au preferat să facă insolație și sunt convins că le-a plăcut plimbarea cu mașina, dar este o mașină total nepractică în oraș. Din foarte multe puncte de vedere. Dacă nu ai garaj păzit, nu ai ce să faci cu astfel de mașină. Mai nou, poți specializați în BMW-uri fură inclusiv seria 1. Au, ți-a auzit bine, seria 1 se fură mai nou în București, așa că să ai un BMW a devenit din nou o mare problemă de siguranță și de buget. Deci, primul rând, vă spuneam, garaj plătit, apoi orice zgârietură va fi ca o zgârietură pe piciorul tău sau pe inima ta, chiar mai scumpă decât atât, pentru că te doare inima să lovești o astfel de mașină și are deja, încă este o mașină de test, are deja câteva zgârieturi pe jante. Nici nu vreau să mă gândesc că costă o jantă. Știu doar că o mașină de genul ăsta costă vreo 120 ceva de mii de euro. Prețul nu mai contează la acest nivel. Chiar nu cred că mai contează când un cumpărător de cabrio mare, de lux, premium, cum este această mașină, vine în showroom și o comandă. Știe foarte clar de ce vine și ce vrea de la ea, încât să discutăm dacă prețul este bun sau nu, este inutil. Chiar ar fi o prostie. Dar de dragul discuției, hai să vă spun consumul. Pe ultimii 800 de kilometri de traseu, mai mult extraurban, dar condus sportiv, consumul este de 15,4 litri la sută. Din 460 de cai putere este un consum extrem de mic. Extrem de mic. În buna tradiție, BMW face motoare în continuare foarte economice, chiar și cele mai potente reușesc atunci când le conduci ca pe niște pisicuțe, ca acum. Eu merg, spre exemplu, în treapta 8-a la 1000 de rotații pe minut, la 70 de km la oră. La viteza asta consumul este de 5%. Aș putea să merg așa, economic. Însă, tentația va fi întotdeauna să faci așa, ca să te bucuri de sunetul acesta absolut fenomenal și de reprizele incredibile. Ce-am mai fi de spus despre mașină? Doar ca să vă mai dau câteva detalii. Este una dintre puținele mașini pe care le-am condus, care la interior, dincolo de designul de bord absolut spartan de la BMW, care are nevoie totuși de un refresh, aici un minus pentru imaginație, materialele folosite sunt într-adevăr de cea mai bună calitate. Nu mai vorbim despre plastic, decât pe zone foarte restrânse, foarte multă piele și nuc, lemn adevărat pe bord. Majoritatea materialelor folosite de asemenea sunt rezistente la umezeală, la o ploaie scurtă. Bine, ideea este nu este să lași mașina să se inunde, să o lași decapotată în ploaie, dar sunt făcute să reziste și la soare puternic și la o stropeală de apă, să zicem. În rest, toată multimedia este foarte interesantă. Capotarea mașinii se face într-un timp mai scurt decât ai timp să cauți în agenda numărul de telefon al prietenei și să o suni, pe 12 secunde. Și să vă spun ceva puțin și despre spațiul pasagerilor din spate. Exact cum era de așteptat, deși avem o cabrioletă mare pe mână, spațiul pentru pasagerii din spate este destul de mic. Adică cei din față vor trebui să vină ori mai în față cu scaunele lor, ori fetele de pe bancheta din spate să stea cu picioarele pe sus, nu? Și ar fi normal. Așa, ar fi normal, adică dacă au o șansă să ajungă într-o astfel de mașină, să stea cu picioarele pe banchetă, să zicem, cel puțin. Râdem, glumim. Hai să tragem și o linie. Este o mașină pe care trag speranță că mi-o voi cumpăra la bătrânețe, dacă voi ajunge milionar bătrân, deși șansele sunt infime. Îți recomand să ți-o cumperi dacă mai ai în bancă cel puțin un milion. Te va costa probabil încă vreo 50-60 de mii în primii ani de utilizare normală, mașina asta. Este o aventură
extrem de costisitoare să-ți iei un seria 6 cabrio care te va răsplăti dacă ești într-adevăr un premiant. Este o mașină pentru adevărați premianți, nu pentru oameni de oraș. Este o mașină pentru un om care are deja o vilă, are toate cheltuielile plătite, nu are credite la bancă, lucruri de genul ăsta. Este o mașină din zona aia cu Porsche, cu Ferrari, dacă vreți, la prețul ăsta. Este cea mai bun BMW la categoria cabriolete și se simte și la preț, dar trebuie să fii și tu suficient de bun pentru astfel de mașină, nu trebuie să ai doar banii să duci să o cumperi și după aceea să o parchezi în fața blocului la bordură sau să te gândești dacă îți ajung banii pentru schimbul de ulei. În final am o idee și mă gândesc la ea de vreo 2-3 zile și o să și vă spun. În sănătate se întâmplă un lucru foarte interesant. Când oamenii au pasiuni pentru mașini, așa cum avem și noi, nu trebuie să ai neapărat bani ca să conduci o astfel de mașină. Nu trebuie neapărat să duci, să te chinui, să o închiriezi sau să te rogi de un prieten sau așa. Vă vând un pont și poate câțiva dintre cei mai descurcăresc ca voi îl și pun în aplicare. În timp ce Automobil Clubul Român, și aici probabil voi deranja pe cineva, reușește să fie o prezență absolut inexistentă. Când ați văzut ultima oară o mașină de la CR sau când ați fost ultima oară într-un sediu ACR? Nu prea mai e ACR-ul ce era. Dar un Automobil Club București, să zicem, sau Automobile București Club, să zicem ABC, vă dau și o idee de nume. Faceți-vă un club, dacă vă pasionează mașinile astea, și strângeți-vă 100 de prieteni, cu 1000 de euro fiecare, 1000 și un pic, și cumpărați o astfel de mașină. Aparține clubului, o folosiți prin rotație și vă va veni rândul cam 3-4 zile pe an. Adică vă faceți un weekend pe an cu astfel de mașină, după care o puteți închiria mai departe și altora. Și în final poate deveni o afacere foarte bună. În străinătate există cluburi de genul ăsta care își cumpără Maserati, Ferrari și alte mașini destul de scumpe. Oamenii pun câteva mii de euro împreună, își cumpără aceste mașini, când au timp se programează să dau cu ele, iar în restul timpului le mai închiriază și altora. Poate n-ar fi rău să vedem astfel de idei și pe la noi. Ar merita pentru astfel de mașină, nu merită să o cumperi cu banii tăi din buzunar, doar pentru câteva zile frumoase de primăvară, toamnă sau vară, altfel scurte pe la noi, pentru că chiar nu vreau să-mi imaginez că ți-ai putea cumpăra astfel de mașină, stă de aici și pe zăpadă cu ea. Hai să tragem linie cu acest BMW seria 6 cabrio și să încheiem definitiv. O mașină absolut fenomenală, un motor care te va tenta să o calci rău de tot, tehnică extrem de multă de pe la seria 7, seria 5, adusă toată aici și pusă la discreția ta, însă peste toate acestea o senzație inegalabilă. Poate cea mai frumoasă cabrioletă a momentului, una cu siguranță dintre cele mai puternice și o prezență care cu siguranță te va face remarcat. Aștept impresiile voastre despre mașină mai jos pe blog, ne vedem și pe Twitter și pe Facebook. Până data viitoare, numai bine!